Orice bărbat ar trebui să vadă asta. A vorbi despre sentimentele tale este un act de curaj, nu de slăbiciune. E în regulă să-ți arăți emoțiile. Nu ești o povară. E normal să ceri ajutorul atunci când te simți copleșit. Nu ești slab atunci când te lupți cu anumite convingeri sau credințe limitative impuse de familie sau societate. Băieții au fost învățați că e rușine să plângă, că doar fetițele plâng. Acești băieți s-au transformat în bărbați cărora le e jenă să-și arate emoțiile sau cred că a merge la psiholog e un act de slăbiciune. Dacă ești bărbat, tu cu ce credințe limitative ai crescut? Sunt Bianca Poptean și aceasta a fost pastila de psiho din această săptămână.